Da. Două dintre ele au fost politice, trei a fost singura, care se spune că a fost lucrată. Exact. Foarte zană. Le spuneam și celorlalți din grup, simțiți-vă ca acasă în casa domnului director. Sunteți în casa, ați fost adineauri în curtea lui și dumnealui era la început directorul Școlii de Băieți din Piatra Neamț. Școala de Băieți a fost organizată într-un final în clădire care găzduiește astăzi Muzeul de Artă. Începând cu 1980, aici s-a organizat Muzeul de Etnografie. Încă această clădire este destul de mică și nu poate adăposti o expoziție foarte generoasă. Expoziția de față este organizată pe anotimpuri. Și evident nu se putea omite locuința țărănească, o reconstituire a singurei încăperi care era plină de inventar. O locuință țărănească nemțeană, era destul de simplă, de cele mai multe ori cu o singură încăpere, dar dacă erai mai înstărit, îți permiteai să faci o tindă rece. Foarte mulți confundă lumea copilăriei lor cu lumea țăranului de demult. Nu trebuie confundată și trebuie să ne mulțumim cu ceea ce avem și să trăim vremurile noastre. Adică dacă e să ne gândim cum am rezistat fără dentist, cred că ne-ar fi suficient. Nu ne-am mai dorit să trăim în vremurile acelea îndepărtate. În trecut s-ar fi ocupat fierarul de extracțiile dentale. Și nu știu dacă era atât de interesant. Ce trebuie să păstrăm noi sunt obiceiurile, trebuie să menținem tehnica de lucru țărănească și câte ceva din fiecare ramură etnografică. Aici ați nimerit în primăvară de-a binelea și primăvara începea cu aratul și începea cu mucenicii, cu 9 martie, când începea anul nou agricol și aici aveți un fier, un plug de lemn doar cu lamele metalice și ce nu se putea răzbate cu plugul, se sfârma, locurile mai greu accesibile se sfârmau cu hârlețul ferecat. Pe același principiu, în trecut era construită și sapa de lemn. Sapa de lemn nu e expresie, chiar a existat. Era făcută în proporție de 90% din lemn și doar o pambică foarte mică, ferecătura era metalică. Vă închipuiți câtă muncă și cât de puțin productivă era agricultura din trecut. Nu putem începe primăvara fără mărțișor, evident, îl luăm pe dumneavoastră mărțișor. Și la 1 martie părinții răsuceau 2 fire de ață, roșii și albe, de care agățau o monedă de argint, acela de fapt fiind mărțișorul, și puneau copiilor la mânuță sau la gât. Puneau părinții sau nașii de botez, pentru că nu e așa, ei sunt părinții spirituali. Pe 9 martie de mucenici se dezlega ațișoara de la mâna copilului, se agăța într-un pom. Și gospodarul urmărea tot timpul anului să vadă cum îi merge pomului, cu siguranță așa va fi și anul său. Nu trecem peste 9 martie fără mucenici și în care zi în care se consuma o ritualic sfințișor în formă de 8 și sperăm noi că doar la figurat 40 de pahari. Tot atunci, la Sfântul Gheorghe în special, începea și anul nou pastoral. Aveți colțul acela, reprezentând câteva elemente din stână, când aveau loc înțelegerile între proprietarii de oi și ciobani, când se mulgeau oile de probă pentru a ști ciobanul cât brânză trebuie să livreze proprietarului, chiar dacă muncea foarte mult, în timp ce își petrecea timpul cu oile, nu putea să nu cresteze câteva povești pe bâtele ciobănești. Dacă vă uitați de aproape, sunt niște sculpturi deosebite acolo. Sunt brailor, ce la noi la satul mare. Ce anume? Sunt brailor, ce la noi la satul mare, da. Am înțeles. Haideți să mergem mai departe, să ne încălzim un pic în vară. Vara e dominată de muncile agricole și această sală este dominată, după cum bine se vede, de ceea ce se practica în mod curent, și anume pescuitul și vânătoarea în zona Neamțului. Din păcate, multe soiuri de pește au ajuns chiar piese de muzeu. Din păcate. Și, din păcate, oamenii încă nu se limitează a nu mai folosi aceste obiecte, capcanele. Teoretic, sunt obiecte interzise, practic, n-am găsit la vânzare piață. Deci, încă mai avem de muncit cu noi înșine. Pălăritul din zona Neamțului a fost mai degrabă utilitar. Lucrurile acelea foarte frumoase se luau de la târguri sau cei care ajungeau de la